Bună ziua, bine ați venit! Suntem la, în cadrul zilelor municipiului Gherla, la un concert, sperăm, deosebit. Programul aveți dumneavoastră în față, este inutil să vă mai spun, pentru că ecoul le joacă peste. Vreau doar atât să mai spun că suntem în, cu certitudine în anul 2017, și tot cu certitudine, prin roata morii muzicale care se va învârti de data aceasta în sens invers, vom ajunge în secolul 14-15 al muzicii. Vă doresc audiție plăcută! Thank you.
până acum, elevii Școlii Gimnaziale Augustin Bena din Cluj, pregătiți și coordonați de către profesor Kovács Feinhold. Avem plăcerea să urmărim evoluția microrecitalul M.S. Mate Oboi, studentă la Academie de Muzică, da, acompaniată la pian de către Mehmeti Meta. Deci la pian, profesor doctor Mehmeti Meta.
Bună ziua, eu năpot Chivanec. Trebuia să vă salut și în limba armenească, dar din păcate nu vorbesc această limbă interesantă, aflându-ne în această locație extraordinară. Mulțumim în primul rând invitația lansată de primăria municipiului Gherla, respectiv Casei de Cultură Gherla, domnului director, mulțumim personal, domnul Marius Guță, și ne bucurăm că ne aflăm aici la Gherla. Parcă, dacă mi-amintesc, acum 3 ani am cântat tot aici, în această biserică. Țin să felicit doamna profesoară Hoinal Covaci, care a prezentat o clasă excelentă, la un nivel foarte, foarte înalt, și urez succes în continuare. Bravo! Totodată bravo și fiicei domnilor și doamnei Covaci, care cântă foarte, foarte frumos la flaut, și studente pe care n-am cunoscut-o până acum. În primul rând, eleva școlii noastre. Este eleva școlii de aici, deci absolut la un nivel superior a cântat domnișoara, și mi-a plăcut foarte, foarte mult doamna Nemeti, care a acompaniat-o, nu știu dacă aici, încă sincere felicitări. Acum, dumneavoastră, ați ascultat un concert sau un jumătate de concert la instrumente moderne, instrumentele secolului al XX. Acum, puțin vom coborâ în timp, chiar până în secolul al XVII-lea, anii 1600-1700, folosind instrumente așa zise de epocă, respectiv aceste instrumente sunt copii fidele ale unor instrumente de epocă. Hai să zicem că aceste instrumente cam de la începutul secolului al XVIII-lea provin. Ansamblu flautodoce, n-aveți un program tipărit despre noi. Da. 3 propoziții, dacă îmi permiteți. Anul înființării este anul 2000, deci 17 ani nu este puțin de când existăm și practicăm, bineînțeles, acest gen a muzicii vechi. Deci muzica veche se interpretează cu instrumente de epocă și în stil de epocă. Permiteți-mi să, adică numele membrilor le aveți, atunci nu mai fac prezentarea și începem concertul. Suntem în secolul al XVII-lea, Frescobaldi, o canțonă, are și un titlu, pentru 2 flaute drepte și basso continuo. Vedeți dumneavoastră, noi folosim, v-am spus mai înainte, instrumente de epocă, veți asculta, veți vedea toată familia flautului drept. Poate dumneavoastră cunoașteți sub denumirea germană blockflöte sau denumirea italiană flauto dolce, de aici și denumirea ansamblului nostru, sau fiecare națiune denumește acest instrument, această familie de instrumente altfel. Mie îmi place cel mai mult, cum zic italienii, flauto dolce, flautul dulce. Deci Frescobaldi, canzone. Thank you.
că ați recunoscut din marea familie a flautului drept varianta soprană. Acum schimbăm instrumentele și la altul, varianta altul, vă vom interpreta o arie de Johann Sebastian Bach. Această arie, plus recitativ la început, face parte dintr-o cantată a lui Johann Sebastian Bach. Dich mein Geist und Glauben kann fassen, kann ich die Freude gleich so herzlich mich entdecken, dein Geburtstag hier erwecken. Wird doch mein schwacher Glauben dich durch Lob und Preis gewahren. Bineînțeles că avem grijă și de cultivarea muzicii noastre vechi și în acest sens noi suntem foarte bogați, cei din Transilvania, că au trăit, trăiesc și sper să mai trăiască multe popoare unul lângă altul. Am ținut ca primul moment autohton să fie muzica localnicilor, dacă ne aflăm în biserica aceasta minunată, și vă vom prezenta trei cântece tradiționale vechi armenești care provin chiar din Gherla. Au și titluri, nu știu dacă vă spune ceva, Karun, Seran și Shoger.
popor mai puțin cunoscut pentru dumneavoastră este evrei, dar nu oricare evrei, ci evrei hasidici din Maramureș, cu centrul în Sighetul Marmației. Poate nici n-ați mai auzit că nu mai există, au plecat, dar cimitirul există. Ei sunt amintiți deja din secolul al XVIII-lea și din cântecele lor foarte frumoase și foarte exotice, care provin de la ei, veți asculta o suită întreagă de asemenea cântece. Primul cântec, apropo să nu uit, sună, începe adică în limba maghiară, dar la un moment dat veți asculta în limba ebraică citate din Biblie puse pe acest cântec Sol Ococoșmar, care este cunoscut și pentru maghiar, dar este cântecul cel mai reprezentativ a hasizilor. În toată lumea cântecul acesta se cântă de către ei.
În 2000, în acești 17 ani, am avut foarte multe concerte, peste 400, și în Europa, în foarte multe țări, cel mai sud la Madrid, cel mai nord la Hamburg, deci în acest spațiu, har Domnului, am cântat și am reprezentat cu cinste muzica noastră veche. Continuăm cu momentul maghiar din muzica noastră veche, care va cuprinde două dansuri, numite deja atunci Saltus Hungaricus, după aceea un cântec de dragoste, Tortus Codocherelem, poetul care a scris textul fiind un foarte cunoscut poet maghiar, Csokonai Mihai, și încheiem cu trei dansuri vechi transilvane din 1757, din un manuscris transilvanean din Sfântul Gheorghe, chiar așa se cheamă manuscrisul de la Sfântul Gheorghe. Thank you.
prima încheiere a programului nostru. Noi puțin am depășit timpul acordat nouă, bănuiesc că domnul Guță ne iartă. Încheierea programului nostru, bineînțeles, momentul de muzică veche românească, care va cuprinde primul titlu, ce interesant este, Sonat Obestrefturg, adică o sonată din secolul al XVIII-lea, dar veți asculta ce înseamnă o sonată atunci la Iași, în Moldova, sub influența turcească. După aia un cântec din Oltenia, al cărui poet este foarte cunoscutul poet de a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, Ienăchiță Văcărescu, este un cântec de dragoste și vom încheia acest ciclu cu două dansuri românești de epocă. Petrecea
Oh,
Mulțumim frumos artiștilor și celor mici și celor mai mari. Vă mulțumim dumneavoastră spectatorilor pentru că ați venit la acest minunat concert. Vă spunem la revedere și să mai veniți și a doua oară.